să vă citesc un fragment din cartea Harry Potter și Camera Secretelor de scriitoarea J.K. Rowling. Capitolul 2. Dobby și avertisment. Harry abia își opri un strigă de surpriză. Pe patul lui stătea o arătare cu ochi mari, ca de liliac, și cu niște ochi verzi bulbucați cât niște mici de tenis de mari. Harry își dădu seama pe dată că erau exact ochii care îl urmăriseră de dimineață, de după gardul viu din grădină. În timp ce el și arătarea se studiau unul pe celălalt, Harry auzi în hol vocea lui Dudley. Domnule și doamnă Merson, pot să vă iau eu hainele? Arătarea se dădu ușurel jos din pat și făcu în fața lui Harry o plecăciune atât de adâncă încât atinse covorul cu vârful nasului ei lung și subțire. Harry observă că era îmbrăcată cu ceva ce arăta ca o față de pernă veche, cu niște găuri prin care îi ieșeau brațele și picioarele. Salut, spuse Harry cam neliniștit. Harry Potter, rosti creatura cu o voce pițigăiată care, de bună seamă, se auzea până la parter. Dobby dorește de atâta vreme să vă cunoască, domnule. E o onoare deosebită. Mulțumesc, spuse Harry, trăgându-se mai lângă perete și așezându-se pe scaunul de la birou, alături de colivia cea mare în care Hedwiga dormea buștean. Îmi venea să-l întreb, tu ce ești? Dar gândindu-se că întrebarea asta ar suna cam de la locul ei, spuse, tu cine ești? Dobby, domnule, Dobby și atât. Sunt un elf de casă, răspunse arătarea. Aha, zău, zise Harry. N-aș vrea să sune cam aiurea, dar, știi, nu prea e momentul potrivit să mă pomenesc un elf în cameră. Din salon, răzbătu până la ei, râsul strident, fals, al mătușii Petunia. Elful lăsă capul în jos. Nu că n-aș fi încântat să te cunosc, adăugă Harry, iute, doar că, există vreun motiv special pentru care te afli aici? Oh, sigur că da, domnule, zise Dobby pe un ton foarte serios. Dobby a venit să vă spună, domnule, of, e greu, domnule, Dobby nu prea știe cum să înceapă. Ia locul, invită Harry politicos, arătând spre pat. În clipa aceea, spre groaza lui, elful îi izbuni într-un plâns foarte zgomotos. Să iau loc? Începu el să se vaite. Niciodată, dar absolut niciodată. Lui Harry se păru că vocile de la parter nu se mai aud. Îmi pare rău, spuse în șoaptă. N-a vrut să te jignesc sau așa ceva. Să-l jigniți dumneavoastră pe Dobby, spuse elful cu glas întretăiat. Dobby n-a fost niciodată poftit să ia loc lângă un vrăjitor așa, ca de la egal la egal. Harry încercă să-l potolească cu un șș și în același timp să-și compună o mutră încurajatoare. Într-un târziu reuși să-l facă pe Dobby să se așeze înapoi pe pat. Bietul de el, cum și de acolo se spinând, arăta ca o păpușă mare și foarte urâțică.